Primăria municipiului Roman a finalizat activitatea de montare la intrare în fiecare scară de bloc a unor dozatoare cu substanțe biocide necesare dezinfectării tuturor celor care pătrund pe o scară de bloc și se află în proces de distribuire și preșuri dezinfectante. Primăria municipiului Roman a finalizat etapa de montare a tuturor dozatoarelor și umplerea acestora cu dezinfectant pentru toate scările de bloc din municipiul Roman, însemnând o achiziție a peste 1250 de dozatoare. Ele au fost predate asociațiilor de proprietari. Facem apel la cetățeni în acest sens să le păstreze, să le protejeze, astfel încât ele să aibă o durată de viață cât mai lungă și să fie utilă și după ce vom trece de această pandemie. Există și o preocupare a conducerii asociațiilor de proprietari din Roman de menținerea unei curățenii mai stricte pe scările de bloc și pe alei, luându-se măsuri cât mai drastice legate de igienizarea spațiilor comune. De când a apărut pandemia, noi am luat măsuri pe lângă cele lunare care le aveam înainte și în fiecare zi s-o dat femeilor de serviciu pulverizatoare cu apă și dezinfectant sau în găleți amestec de dezinfectant cu cârpă, lavetă sau burete prin care să dezinfectează plantele la intrare în asociație, balustradele și tot ce vine în contact cu locatarii. Acum s-au montat la scări și dezinfectante. Trimise de primărie. Deocamdată funcționează, nu s-au terminat soluțiile, rămâne să vedem ce informări primim, cine se ocupă cu aprovizionarea în continuare a dezinfectantului. Primăria mi-a spus că mai au o rezervă, deci primăria mai are o rezervă pe care o să o redistribuiască, dar vin și acele covorașe care o trebuiască în interiorul scării, când exterior vă dați seama. Da, deocamdată noi nu am fost informați despre covorașe. La majoritatea scărilor am văzut că chiar proprietarii din proprie inițiativă și-au pus ceva umed peste covorașe cu dezinfectant, dar v-am spus, la noi pe lângă se spală scara o dată pe lună și se mătură zilnic, se dezinfectează și zilnic și unde e nevoie la parter se dezinfectează cu clor. Asociația 44 din Roman este una dintre cele mai mari din municipiu și are în administrare 510 apartamente. În Roman există 300 de locuințe supraetajate cu 1260 de scări. Pe unul din grupurile de WhatsApp pe care activează și câțiva administratori și președinți de asociații de proprietari, este consemnat faptul că printre dozatoarele primite există și unele defecte. Consilierul primarului spune că în asemenea situații trebuie anunțată punctual primăria, care va verifica veridicitatea celor semnalate și se vor lua măsuri în funcție de situația din teren.